pentru a-ți reveni și a te menține în formă, după naștere trebuie să depui eforturi în fiecare zi. Antrenoarea Rita Schimbător învață tinerile mămici cum să-și restabilească formele corect, inclusiv pe cele care după ce au adus pe lume un copil s-au ales cu diastaza abdominală. Rita, te salut cu drag! Salutare! Hai să, pentru început, să învățăm tinerile mămici cum pot să-și pună singur un diagnostic de diastază abdominală. Deci se face din poziție culcată pe spate. Poziție culcată pe spate, flexăm genunchii. Mai întâi ne asigurăm că partea spatelui este fixată bine pe saltea. Asta poate să o facă singură acasă. Da, sigur. Un braț așezat sub cap, celălalt braț liber. Punem din zona apofizic sifoide abdominul și palpăm ușor cu două degete coborând în jos. Când se simte acel loc liber, un spațiu, acea discrepanță dintre mușchii drepți abdominali, pentru că poate fi o distanță, de exemplu, de 2 cm, în cazul acesta noi putem soluționa problema prin exerciții fizice, da? Dar când este vorba despre acea distanță mai mare de 5-7 cm, în cazul acesta, cu siguranță trebuie adresat unui medic specialist care ar putea să ne ajute în problema dată. Hai să arătăm câteva din exercițiile care pot să le facă mămicile chiar și acasă singure, da, după ce problemă. Au născut. Primul exercițiu ar fi din poziție ortostatică, practic care îl cunoaște toată lumea. Este vorba de exercițiul vacuum, care ar fi bine de efectuat dimineața pe nemâncate, pe stomacul gol. Deci din poziție ortostatică, foarte simplu, picioarele le asigurăm să fie la nivelul oaselor bazinului, ușor am flexat genunchii, este foarte simplu, da? Am așezat brațele pe genunchi, ne asigurăm că avem partea spatelui dreaptă, deci contractând profund mușchii abdominali, dar de fiecare dată ne asigurăm, deci când contractăm mușchii, expirăm oxigenul profund și când revenim, inspirăm. Deci, în felul următor pare arată simplu situația, da. Contractăm foarte tare, expir și jos, inspir. Și de câte ori trebuie să fac poate așa? Poate fi, pentru începători ar fi bine de 10-20 unități, da? Odată ce practicăm asta în fiecare zi, normal că rezistența crește. Dar pentru început 10-20 este perfect. Tot practic acest exercițiu, el poate fi executat și din poziție, de exemplu, pe saltea, în condiții de casă, un prosop, ceva de genul, tot așa. Poate fi și executat de pe genunchi sau poziția chiar culcat. Exact la fel. Abdomen, contractăm foarte tare mușchii, expirăm și revenim cu expirare. Deci trebuie să avem grijă la respirație. În general, practic în sport, trebuie să avem grijă de calitatea respirației și de sigur a mișcărilor, dar mai ales ceea ce ține de abdomen, cu siguranță trebuie să fim foarte atenți la respirație. Iarăși, mișcarea 10-20 unități este suficient, după care o să continuăm cu un exercițiu așezat pe spate, iarăși care la prima vedere poate fi foarte simplu, dar foarte bine tonifiază, mai ales ce ține de problema noastră, că, de exemplu, având acea problemă mușchilor drepți abdominali îndepărtați, nouă, deci ne trebuie ca mușchii adiacenți să fie contractați ca să soluționăm problema, da? În cazul acesta, brațele am așezat pe abdomen și iarăși contractăm mușchii abdominali cu expirare profundă și inspirăm. După care, din culcat pe spate, brațele am extins, ușor, sau a doua variantă, dacă lucrăm la abdomen, putem să ne asigurăm cum lucrează mușchii abdominali. Piciorul ușor flexat, am extins, flexând înapoi spre piept, revenim în poziția inițială. Alternăm cu celălalt, iarăși flexat, extins, flexat, revenim în poziția inițială. Da? Următorul exercițiu care sunt sigur că este folosit și pentru fesieri, dar în problema noastră dată este foarte binevenit și pentru diastază abdominală. Deci ușor extinzând brațele pe lângă corp, am ridicat bazinul sus, iarăși contractând, asigurându-ne mușchii fesieri, că sunt contractați și mușchii abdominali, cu expirare profundă și jos, neatingând bazinul solul, inspirăm. Iarăși expir și jos inspir. Iarăși 20 de unități, 30 sunt super eficiente pentru a le executa acasă. Și încă un exercițiu care neapărat ar vrea să-l demonstrez, pentru că
simpla planșă cunoscută. În cazul problemei noastre de diastază abdominală ar fi bine de evitat, dar foarte bine că există o alternativă. O să încercăm să executăm acea planșă laterală, care în cazul nostru este foarte binevenit. Deci ne-am ridicat pe brațul extins, celălalt braț iarăși am extins în sus, ne asigurăm că avem acea linie dreaptă a brațelor de sus până jos, încercăm, pentru începători ar fi bine 15-20 secunde de menținut static și coborâm, schimbăm partea opusă. Asta mi se pare mai complicat. E un pic mai complicat, dar nu foarte complicat. Dar este un exercițiu foarte și foarte eficient. Mai ales pentru a-ți tonifia ceea ce ține de centura abdominală. Rita, dar presupun că în momentul ăsta când trebuie să faci sport, puțin să ai grijă de tine, trebuie cineva să stea cu copilul. Și soțul trebuie să aibă un aport în revenirea la formele inițiale de până la sarcină. Desigur, din experiența mea de antrenor, chiar am foarte multe cazuri când femeile au dat foarte multe kilograme, de exemplu, jos și au căpătat acel abdomen tonifiat, dar cu ajutorul soțului, pentru că el le-a fost alături și a stat copilul acasă. Da. Și ele fugind repede la sală. E frumos. Mulțumim foarte mult, Rita. Și eu mulțumesc. Important este să cunoașteți că diastaza mușchilor abdominali nu trebuie ignorată, chiar dacă este în stadiul inițial și acest spațiu între mușchi nu depășește câțiva centimetri. De ce? Pentru că, dincolo de problema estetică, dacă nu întreprindeți măsurile recomandate, consecințele pot fi grave, de la hernie umbilicală, denaturarea coloanei vertebrale, până la prolapsul organelor abdominale, ceea ce ar însemna că toate organele, protejate cumva de mușchii abdominali, ar putea să cedeze. Cu atât mai importante sunt exercițiile pe care le faceți împreună cu Rita Schimbător.